găsit! Ce faci când copilul tău are febră, iar primul spital e la kilometri distanță? Suni un doctor. Așa a luat naștere în urmă cu 5 ani pe Ditel, primul call center dedicat sfaturilor medicale pentru copii. La orice oră din zi sau din noapte, un specialist oferă consultații în țara cu cei mai puțini medici pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Tocmai din acest motiv, serviciul Peditel își va extinde area de acoperire și își propune să ajute gratuit 10.000 de copii, în special din mediul rural. Peditel 1791 este un serviciu gratuit de sfaturi medicale pediatrice prin telefon, destinat părinților cu copii între 0 și 6 ani. A fost înființat în urmă cu 5 ani și în prezent peste 8.000 de părinți apelează acest număr lunar pentru a solicita ajutorul atunci când copilul lor are o problemă de sănătate. Am apelat și este foarte important. Că de obicei tot ce se întâmplă la un copil din punct de vedere medical se întâmplă în weekend. Am sunat vreo două ori când am avut nevoie de sfaturi și chiar ne-au ajutat. Sunt părinte și într-adevăr pentru mine la începuturi a fost critic aproape aș spune. Se făcea că copilul meu avea 6 luni cu febră 40 în miezul nopții. Eram singură acasă, iar un telefon la ei m-a salvat. Au fost prompți, au fost profesioniști, au pus câteva întrebări să-și dea seama de gravitatea situației, au evaluat-o corect, mi-au dat răspunsurile de care aveam nevoie și a doua zi chiar m-au sunat pentru feedback. A fost super ok. Pentru a ajunge la mai mulți părinți, inițiatorii serviciului își propun să se extindă în special în mediul rural, acolo unde cel mai apropiat spital e la kilometri distanță. În astfel de condiții, copiii nu au acces nici la informații medicale de specialitate, nici la un consult atunci când au nevoie. Anul ăsta înseamnă 2019, 5 ani de Peditel, 10 ani de Fundația Părinți Clujeni, actual Fundația Părinți din România, și vrem să ajutăm gratuit 100.000 de copii la nivel național și internațional, din care minim 50% să fie din mediul rural. Cred că noi suntem la Cluj sau în orașele mari, în orașele universitare cu deosebire. Avem marele noroc că avem posibilitatea să alegem unde mergem cu copiii noștri atunci când avem probleme medicale. Putem să mergem în sistemul de stat, de sănătate publică sau în sistemul privat. Din nefericire, România are 3 mari bile negre și îmi pare rău să spun asta, în Uniunea Europeană avem cei mai puțini medici per cap de locuitori la nivelul Uniunii, cele mai multe localități fără niciun medic și aici avem minim 600 de localități care nu au nici un medic, nici un sistem medical public ca să facă medicină primară și 1500 de localități care au o unitate de primiri urgențe sau o cameră de gardă la minim 30-50 de kilometri. Și toată lumea se întreabă de ce mediul rural. Eu, Cristina Grigore, sunt omul care vine din mediul rural, care m-am născut într-o comunitate la 50 de kilometri de o unitate de primiri urgențe, iar pentru că anul ăsta împlinesc 40 de ani, față de acum 40 de ani când m-am născut eu, la mine în comunitate, nu s-a întâmplat nimic, deci este la fel. Lipsă sistem medical, lipsă transport frecvent, deci un transport regulat între rural și urban și cred că copiii din mediul rural trebuie să aibă același drepturi și să minimalizăm disparitatea dintre rural și urban, pentru că cred că toți copiii este normal să aibă dreptul la sănătate gratuită. Proiectul presupune însă și niște costuri. Pentru ca serviciul să funcționeze non-stop în aceste zone, cu 2 medici pe tură, ar fi nevoie de 250.000 de euro. Extinderea ar însemna însă accesul mai multor părinți la serviciul Peditel și timp mai scurt de așteptare. Anul acesta Peditel vrea să aibă o echipă de minim 20 de medici care să asigure permanența pe 2 linii de gardă, adică să fie 2 medici non-stop în același timp pe linia de gardă și pentru asta, într-adevăr, da, costurile înseamnă 10 lei pe copil, 100.000 de copii, adică 1 milion de lei. E mai simplu, poate, sau mai ușor să înțelegem 250.000 de euro ca să putem să funcționăm la parametrii
normal și mai ales să limităm timpul de așteptare și eu sunt absolut convinsă, vă spuneam la început, că da, vrem să schimbăm matematica și cred că generozitatea noastră a tuturor și implicarea tuturor, pentru că tot vine 15 martie, cred că este cel mai important să nu așteptăm, să nu mai așteptăm să ni se facă sau să cerem, pur și simplu să dăm noi un semnal că putem să schimbăm în bine România și că aici, în seara asta, sau acum 5 ani sau acum 10 ani, am început să schimbăm în bine România împreună. Implicată încă de la început în proiectul Peditel, clujeanca Ramona Mândru continuă să sprijine inițiatorii prin campanii caritabile, târguri, licitații și diferite activități pentru copii și părinți. Unul dintre evenimentele devenite deja tradiție este 13 cu atitudine, care anul acesta a avut ca tematică Dare to Share Non-Stop with Children. Toți banii adunați în urma evenimentului caritabil au fost donați către serviciul Peditel. În fiecare zi de 13, sincer, am mari emoții, pentru că acum 5 ani m-am angajat față de comunitate și, în primul rând, față de mine, să schimb cumva această conotație a zilei de 13 și, așa cum 8 martie sau Valentine's e sărbătorit regulat, noi vrem în fiecare lună, în ziua de 13, să sărbătorim prin dăruire și prin schimbarea mentalității, prin a oferi un ajutor comunității și copiilor aflați în dificultate, care nu au șansa sau posibilitatea să se bucure cum ne bucurăm noi de toate pe care le avem în jurul nostru. Am stat foarte mult și m-am gândit dacă seara aceasta o să fie una plină de oameni așa pozitiv și dornici să ofere cum oferim noi în fiecare zi de 13 și cred că cumva gestul nostru este un exemplu pentru ei și îi motivează la rândul lor să fie prezenți la evenimente de genul acesta, adică să ofere o sumă timp din viața lor. Aceste evenimente le facem cu oameni și firme care își dedică și ei această zi, își dedică timp și muncă pentru ca acest eveniment să fie la cote ridicate. Abia acum îmi dau seama că toate greutățile care sunt în momentul în care organizez acest eveniment, în momentul acesta se șterg, pentru că când văd așa oameni minunați în jurul meu, am putere și zic, da, se poate, sunt alături de mine, singură nu pot să zbor, dar eu cu aripă, ei cu altă aripă, împreună zburăm. Oricare dintre noi poate contribui la extinderea Peditel atât prin donarea unei sume de bani direct în contul asociației, cât și prin redirecționarea 2% din impozitul pe salariu. De la înființarea proiectului Peditel 1791 a primit peste 170.000 de apeluri de la părinți și au primit sfaturi gratuite chiar de la medicii specialiști. Stimularea electrică a creierului uman poate îmbunătăți semnificativ memoria pe termen scurt a persoanelor vârstnice. În acest fel, oamenii trecuți de 60 de ani pot ajunge să aibă funcții de memorare echivalente cu cele ale tinerilor, susțin cercetătorii americani. Aceștia au comparat memoria pe termen scurt a 42 de voluntari cu vârste cuprinse între 60 și 75 de ani cu cea a unor persoane mai tinere. Tuturor li s-a cerut să observe diferențele dintre imaginile prezentate la intervale scurte de timp și, așa cum era de așteptat, performanțele vârstnicilor au fost mult inferioare celor obținute de tineri. Ulterior, după ce au primit impulsuri electrice timp de 25 de minute, la persoanele în vârstă s-a îmbunătățit semnificativ viteza și precizia memoriei, rezultatele lor fiind de această dată asemănătoare cu cele ale tinerilor. Îmbunătățirea s-a menținut aproape o oră după oprirea impulsurilor electrice. Bazându-se pe rezultatele studiului, oamenii de știință susțin că sincronizarea activităților electrice în diverse zone cerebrale poate fi utilizată pentru tratarea unei game largi de probleme neurologice, precum maladia Alzheimer. Cu cât este mai mare deficitul de memorie, cu atât este posibilă mai mult îmbunătățirea situației prin stimularea cerebrală. Dar este posibilă și îmbunătățirea capacităților persoanelor normale, inclusiv a tinerilor, a explicat unul dintre cercetători.
dacă tot a venit primăvara, să profităm de verdețurile de sezon. Fie că vorbim despre urzică, spanacor, salată verde, e indicat să le avem în meniu dacă vrem să evităm anemiile și stările de epuizare specifice anotimpului. Asta pentru că, periodic, organismul are nevoie de o cură stravănă de vitamine și minerale pe care doar natura ni le poate oferi. După o iarnă în care alimentația noastră s-a bazat mai mult pe proteine animale și grăsimi, a venit în sfârșit sezonul verdețurilor proaspete pe care le găsim din plin pe tarabe sau prin propriile grădini. Poate cea mai la îndemână este salata verde plină de fibre, minerale și vitamine. Ea ajută la stimularea digestiei, reduce colesterolul și elimină toxinele din organism. O salată simplă sau una combinată cu alte legume poate însoți aproape orice alt tip de aliment, dar poate constitui și o masă de sine stătătoare, mai ales dacă scăpați în bol și câteva cubulețe de brânză. Urzicile sunt gustoase, dar și sănătoase atunci când sunt foarte tinere, pentru că sunt fragede. Urzicile conțin din belșug vitaminele A, C, B2 și K, precum și clorofila, săruri de calciu, magneziu și fier, care detoxifică și tonifică organismul, reglează tensiunea, tratează bolile renale, anemia, refac globulele roșii și întineresc celulele. Urzicile pot fi gătite, de exemplu, piure cu usturoi și mămăliguță, putând constitui astfel un prânz delicios în familie. O cură de ceai de urzică proaspătă de 3-4 săptămâni câte 3 căni pe zi ajută la revigorarea organismului. Sucul extras din frunzele proaspete câte un păhăruț pe zi se recomandă în obezitate și diabet. Leurda, numită și usturoiul ursului, apare prin păduri chiar la începutul primăverii și are frunzele precum lăcrimioara, dar un miros ușor de usturoi. La fel ca urzicile, leurda se poate consuma în multe forme. Câteva frunze puse în salată o condimentează și îi îmbogățesc aromele, iar în supe și ciorbe dau o savoare deosebită. Dar, pe lângă gustul oferit, leurda stimulează detoxifierea, are efect antibacterian și antiviral, deoarece conține un întreg complex de minerale, potasiu, magneziu, calciu, dar și fibre alimentare, care intervin în asimilarea grăsimilor. Spanacul este una dintre vedetele sezonului, deoarece conține clorofilă în cantitate mare, acid folic, vitamina B1, B2, B6, B9, PP, C, E și K, dar și caroten, lipide, glucide, fier, precum și o substanță specifică numită spinacina. Beneficiile pentru sănătatea ale spanacului includ îmbunătățirea vederii, asigurarea unei presiuni sănătoase a sângelui, întărirea sistemului muscular, prevenirea cataractei sau a bolilor de inimă. De asemenea, protejează și hrănește pielea și nu e valabil doar în desene animate. Ajută la creșterea sănătoasă la copii. Spanacul scăzut e delicios, dar pentru a-și păstra cel mai bine proprietățile nutritive, e indicat să-l consumați în sucuri naturale sau piureuri. Să nu uităm de ceapa verde, una dintre bucuriile primăverii și unul dintre medicamentele oferite de natură. Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic și are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului. În plus, reglează glicemia și este recomandată diabeticilor în cure de lungă durată. Se mai poate spune că reglează eficient activitatea renală, mai ales dacă este asociată cu un consum mare de lichide. Ceapa verde este ideală și pentru cei care au afecțiuni dermatologice, ca urmare a efectului detoxifiant puternic adus de cantitatea mare de sulf. Așadar, indiferent dacă alegeți să le gătiți sub diverse forme ori să le amestecați într-un bol mare de salată de crudități, aceste verdețuri pot constitui o adevărată sursă de energie și sănătate. O campanie de screening mamar gratuit inițiată la Cluj arată cât de grav stă România la capitolul informare. Peste 4.000 de femei s-au înghesuit să-și facă o programare în doar câteva zile, deși investigațiile sunt oricum gratuite pentru persoanele asigurate. Medicii trag astfel un semnal de alarmă și vorbesc despre necesitatea unor programe de conștientizare la nivel național. Aceasta este o doamnă care are vârsta de 55 de ani, care a venit la noi și a solicitat o mamografie întrucât dânsa palpa o anumită modificare la nivelul sânului drept. Aceasta este o mamografie tipică în incidență mediolateral oblic pentru sânul drept, nivel la care se observă foarte bine parenchimul mamar normal, mamelonul, țesutul adipos la nivelul sânului, pentru că în timp glanda mamară se atrofiază și se înlocuiește cu țesutul adipos. Iar la nivelul cadranelor superioare se observă această masă, care este de intensitate mai crescută față de restul parenchimului glandular, are un
contur imprecis, delimitat, pe locul spiculiform și care determină și o ușoară distorsiune arhitecturală în zona în care se regăsește. Aspectul acestea mamografic, relat cu clinica, este un alt sugestiv pentru un cancer mamar. Dânsa, ulterior, a beneficiat și de ecografia mamară, prin care am confirmat același aspect, iar apoi i-am efectuat puncția biopsia mamară. În acest moment, dânsa este în momentul în care își realizează investigațiile preterapeutice, pentru că în cazul ei va fi nevoie și de o chimioterapie. Peste 4200 de femei s-au programat pentru screening mamar gratuit la Spitalul Municipal Cluj-Napoca. În campania de primăvară demarată de unitatea medicală, specialiștii spun că au fost luați prin surprindere de numărul foarte mare de cereri, în condițiile în care fondurile pentru mamografii sunt asigurate din fondul spitalului. Pentru că nu au putut onora decât o parte din aceste programări, medicii atrag atenția că mamografiile sunt gratuite pentru persoanele asigurate. În cadrul acestei campanii am acceptat solicitările indiferent de statusul de asigurat sau neasigurat, astfel încât s-au înscris doamne și cu vârsta peste 18 ani. La cele care au depășit 40 de ani am încercat să le programăm pentru mamografie. Aceasta se recomandă a fi făcută din 2 în 2 ani după vârsta de 40 de ani, iar la cele sub această vârstă am debutat examinarea prin ecografie. Ca practic înscrierile s-au încheiat, dar ce trebuie să știe femeile? Aceste consultații continuă? Femeile trebuie să știe că aceste consultații se pot efectua și printr-un bilet de trimitere emis de către medicul de familie sau de către un alt medic specialist, care este de examinare care este decontată prin case asigurări de sănătate, astfel încât nu implică alte costuri suplimentare. Cu aceste bilete, doamnele pot să vină la noi la laboratorul de radiologie și vom încerca să le programăm în limita fondurilor pe care le avem de la case asigurări de sănătate. Mie mi se pare important pentru că eu până acum nu am făcut acest screening și poate nici nu-l făceam dacă nu apărea acest proiect. L-am aflat de pe internet și m-am înscris exact la ora 9 când s-a dat drumul. M-au sunat a doua zi, m-am programat și am venit. Mamografia, pacienta când se prezintă pentru efectuarea unei mamografii, este rugată să se dezbrace de la brâu în sus și pentru fiecare sân în parte se fac două incidențe uzuale. Se cheamă craniocaudal și mediolateral oblic. Deci, practic, pentru fiecare sân în parte va fi câte două poziționări diferite, individuale, fiecare ca parte. Ca și timp, nu durează foarte mult fiecare expunere, câteva secunde. Problema pacientelor care vin în speță, cum intră în cabinet, e întrebarea, doare? Cam asta e întrebarea, e un leitmotiv, doare, doare, doare sau nu doare? Și, din păcate, cum la balada populară caracterul e oralitatea, toate vin cu o frică. Mamografia este dureroasă. E, nu e chiar așa, că nu e dureroasă. Există un disconfort, doar că noi pe perioada investigației tot timpul vorbim cu pacientele, le explicăm ce facem, ce presupune această investigație. Uite, acum vă luăm sânul, îl comprimăm, cât îl comprimăm, dacă rezistă la un prag mai înalt sau mai jos de complianță și când însă pacientele îmi spun, ok, gata, e ok, nu mai comprimat să nu îl oprim. Deci totul e într-un de comun acord între cadrul medical și pacient. Nu, nimic nu se face fără acordul pacientei. Tocmai că atunci când părăsește cabinetul, să nu părăsească cu impresia că a fost o examinare ultra dureroasă, cum este din nou caracterizată în speță. Cam în asta constă. Plus, folosim radioprotecția la fiecare paciente. Iar pentru o complianță, e important când vin pacientele la efectuarea unei mamografii. Și anume, post-menstruație, cam 5-10 zile post-menstruație. Și în următoarele zile ale lunii pot veni. Pe de o parte, un succes neașteptat, pe de altă parte, o dezamăgire pentru femeile care nu au fost cuprinse în program. Campania scoate la iveală o lipsă gravă de informare. Medicii trag astfel un semnal de alarmă și spun că vor solicita sprijinul Ministerului pentru organizarea unor campanii de conștientizare la nivel național. Merge. Aș vrea să ne povestiți, pentru început, câteva date despre campanie. Cum se desfășoară, de unde a venit ideea să o inițiați și am zis că sunteți chiar la a doua.
Așa este, campania Martie pentru Sănătatea ei este deja la a doua ediție, se desfășoară pe parcursul acestei săptămâni de luni până vineri, perioada în care realizăm examinării imagistice ale sânului, mamografii și ecografii mamare. Campania de anul acesta este... M-am pierdut în această ocazie. Poate am pus și eu prea multe întrebări. Prima dată aș vrea să ne spuneți cum se desfășoară campania, când a început și cui se adresează. Campania am început-o de fapt dinainte prin a anunța prin social media și a transmite mai departe comunicatul de presă cum că urmează să desfășoare această campanie, iar doamnele s-au înscris online pe formularul de pe pagina de înscriere a spitalului, iar pe parcursul acestei săptămâni realizăm examinările imagistice, mamografice și ecografice pentru doamnele care am reușit să le programăm pentru aceste investigații. De unde a venit ideea? De fapt, care e mesajul pe care vreți să-l transmiteți? Costurile sociale sunt mult mai mici dacă reușim să surprindem problema într-o fază incipientă decât dacă o surprindem într-o fază avansată în care speranța de vindecare este mică, pentru că aceasta duce mai departe la toate celelalte costuri legate de sănătate, legate de integrare socială a persoanei în parte. Pe când, dacă depistăm cancerul într-o fază incipientă, se trece mai departe la tratament, iar ulterior se face doar urmărire ala lung, persoana în cauză putând să fie reintegrată socioeconomic și să își desfășoare în continuare activitatea ca și membru activ al societății. Anul acesta 4200 de persoane au dorit să își facă această investigație. Numărul este de-a dreptul copleșitor. Desigur că n-am putut să răspundem favorabil decât într-o mică parte, încercând totuși să le îndrumăm pe celelalte să vină cu un bilet de trimitere de la medicul de familie sau, așa cum a zis, medicul specialist, și totodată le-am transmis materialele informative pe care noi le-am construit până acum. Sunt materiale video pe care le-am realizat anul trecut, dar care sunt la fel de actuale și în prezent, în care am încercat să abordăm în mod holistic patologia sânului și, în principal, cancerul mamar, prin cuvinte simple, dar de impact, prin care se transmite informațiile esențiale despre semnele și simptomele de alarmă ale cancerului de sân, când și ce fel de investigații trebuie făcute, care este tratamentul cancerului de sân și inclusiv care sunt implicațiile psihologice ale acestuia, astfel încât chiar dacă doamnele nu au reușit să obțină o programare, am considerat importantă obținerea informației corecte. Poate că ar fi un gând bun aceste solicitări pe care le-am avut și volumul mare să îl facem cunoscut și Ministerului Sănătății. Cred că e important de găsit o soluție pe termen lung la ceea ce înseamnă depistarea precoce a cancerului mamar în România. Femeile care în urma controlului gratuit au descoperit anumite anomalii beneficiază în continuare de consiliere medicală și de analize gratuite pentru o diagnosticare cât mai corectă. Persoanele care vor fi cu leziuni suspecte pentru cancer mamar, le vom îndruma mai departe să își facă tot aici în cadrul spitalului nostru punctia biopsia mamară, iar dacă se dovedește a fi o leziune malignă, avem întreagă capacitate pentru a ne ocupa de tratamentul cancerului mamar, atât din punct de vedere oncologic, cât și din punct de vedere chirurgical. Deci, se vor putea beneficia de toți acești pași în cadrul instituției noastre. În România, aproximativ 8.000 de cazuri de cancer la sân sunt diagnosticate în fiecare an, fiind una din principalele cauze de deces prin cancer la femei. Atât pentru astăzi, ne vedem și săptămâna viitoare și nu uita, asumă-ți și tu un stil de viață sănătos!